Am regăsit la Adevărul Live încă o ediție specială împreună cu președintele României, domnul Traian Băsescu, prezent aici în studio, alături de mine Dan Marinescu, redactor șef Adevărul. Vorbim, avem multe teme. Astăzi s-au întâmplat destul de multe lucruri în weekendul acesta, inclusiv, să zicem, bombe verbale diplomatice între vicepremierul rus Dimitri Rogozin, chiar și președintele Traian Băsescu prezent aici în studio, i-a dat o replică lui Dimitri Rogozin. Vorbim despre sondajul care a apărut astăzi în ziarul Adevărul în exclusivitate, sondajul InScope Research, surprize multe în acest sondaj. Îl analizăm împreună cu președintele. Președintele nu comentează, doar îl analizăm, domnule președinte. Dorește cu părerea. Dorește cu părerea. Așa că, Dan Marinescu, te invit, știu că ai o întrebare chiar de ultimă oră pentru președintele României. Da, deci vreau să vă pun cea mai importantă întrebare de politică externă, dar a mai apărut ceva între timp și aia o să vă pun a doua. Deci am intrat acum, era breaking news pe televiziunile de știri, vine vicepreședintele SUA Joe Biden în România. Ce puteți să ne spuneți despre vizită? Am înțeles că ar veni șeful Pentagonului, știu că și azi ați avut o întâlnire. Da, eu am făcut o invitație vicepreședintelui Joe Biden să viziteze România. Dânsul a dat o dată aproximativă. Ceea ce am convenit este să dăm simultan comunicatele legate de vizită. Nu știm data exact acum? Putem să știm? Cred că e o chestiune de securitate deocamdată. Și pentru că vestea a apărut acum, s-ar putea să fie pe site-ul Casei Albe, dar n-aș risca să pronunț date exacte neștiind dacă a apărut pe site-ul Casei Albe. Televiziunile de știri au dat săptămâna viitoare, că ar fi. Mă rog. Înțeles. Ați avut și dimineață o întâlnire importantă, tot cu un oficial american. Da, cu adjunctul directorului CIA, tot pe chestiuni regionale, pe opțiunea și opiniile noastre vis-a-vis de securizarea regiunii, deci astea au fost temele. Și vine șeful Pentagonului? Vine și șeful Pentagonului. Am înțeles, deci o prezență americană importantă, ceea ce arată că Statele Unite acordă importanță României ca partener. Așa este și regiunii. Și doresc să-și facă, să spunem, obligațiile de partener strategic față de România și prin semnificația vizitelor pe care le fac în perioada următoare și prin contribuții directe la creșterea nivelului de securitate al României și al regiunii. Acum v-aș pune întrebarea grea de care v-am zis și ea sună așa: v-ați uitat la Eurovision? Nu, nu m-am uitat. De ce vă zic că e de politică externă? Fiindcă acolo a fost multă politică. Și vă spun asta, de exemplu, reprezentantele Rusiei au fost huiduite în continuu la scenă deschisă. Da. Asta și după ce Rusia a avut câteva intervenții. Știți cine a câștigat? Bănuiesc că nu știți. A câștigat... Știu că n-am câștigat noi, asta e sigur. Tanta Austriei, care era un travesti homosexual declarat. Da. S-au făcut multe comentarii pe tema asta. S-a mers de la declarațiile președintelui Putin împotriva homosexualilor. Rusia chiar a cerut ca Austria, care a și câștigat, să fie exclusă din concurs. Mă rugăminte, sincer, tipul ăsta de cancanuri politico-culturale, parcă... Nu, mă simt depășit de subiect, vă spun în modul cel mai sincer. N-am pus-o în ideea de cancan, ci faptul că este un conflict, iată, între o Europa cu o anume viziune și o anume libertate și o Rusie, care numai că a făcut ce a făcut în Ucraina sau, la granițe, dar care, iată, se diferențiază și ca viziune culturală și așa mai departe. Despre asta mai ales legat de drepturile omului. Exact, să vorbim despre această ciocnire între culturi. Bun, această ciocnire între culturi nu e una atât de
cinstită. Pentru că, spre exemplu, și România are abordarea la nivel politic, are abordarea democratică legată de drepturile omului și de respectul pentru opțiunile fiecăruia. Dar dacă ați întreba poporul român, mă tem că n-ar fi aceeași abordare și cred că și în multe alte țări, dacă privim la o țară ca Polonia, o țară ca Bulgaria, țări din est, mai ales. Din est mai ales, nu cred că popoarele sunt în deplin acord cu declarațiile oamenilor politici la vârf, care au înțeles că acesta este drumul al libertății fiecăruia. Și n-aș spune că e o ciocnire care trage o frontieră între poziția poporului rus și a popoarelor din Uniunea Europeană. E și o zonă de interferență aici. Deci n-aș considera o ciocnire, ci o abordare, dacă vreți, a președintelui Putin, care reprezintă opțiunea poporului rus, iar abordarea noastră în România, spre exemplu, este o abordare care, dincolo de a privi foarte profund la opțiune, privește la drepturile omului, dreptul fiecăruia de a se manifesta cum este. Va mai dura până când populația României în majoritatea ei să accepte tot ce se înțelege prin drepturile omului, inclusiv libertățile sexuale, dacă vreți. Ajungând la Rusia, domnule președinte, ați avut un schimb de replici așa cu vicepremierul rus Dmitri Rogozin în weekend, după un incident care s-a petrecut în Transnistria, în Moldova. Da. Dmitri Rogozin mai dă o replică, vă mai dă o replică dumneavoastră în această dimineață. Nu știu dacă ați auzit-o, o spun și pentru cititorii adevărul. Tot pe Twitter. Tot pe Twitter, pe rețeaua de socializare Twitter. Mă întreb câte pahare a băut Traian Băsescu înainte de a închide spațiul aerian pentru avionul nostru, a scris luni vicepremierul Dmitri Rogozin. Traducerea corectă era ca să-și facă curaj înainte. Da. 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 Ce înseamnă acest schimb de replici? Bun, el este dus la nivelul neoficial. Unul pe Twitter, altul merge într-o emisiune și eu sunt de principiu că acolo unde se duce lupta, acolo trebuie să o duci. Dacă Rogozin a jignit românii pe Twitter, te duci într-un interviu la televiziune și fără a jigni poporul rus, pentru că el a jignit românii. Dar pe el poți să-l tratezi cam în aceeași notă, care însă nu ajunge la nivelele oficiale. Abordarea oficială a fost cea mai care a cerut explicații. Și le-a primit ce știți? Deocamdată nu și mă îndoiesc că le vor primi pentru că Rogozin a utilizat Twitter-ul. Mie mi-a părut rău că nu am Twitter. Aveți Facebook, domnule. Am Facebook și am preferat să reacționez o televiziune privată care mai mult sau mai puțin cam același lucru. Dar totuși nu este un schimb prea diplomatic de replici acesta nu între este dumneavoastră și vicepremierul Rogozin nu este un diplomat. El însă nu poate rămâne fără o replică pe măsura lui, pentru că altfel și românii vor spune: stai frate, ne umilește și nimeni nu-i răspunde. Îi răspunzi în tonul lui, la mintea lui și asta e. Când va fi un comunicat elevat, vom răspunde elevat. Asta e Dar pentru aceste declarații înțelegerea mea de... Are acordul președintele Rusiei? Nu știu, el este totuși o voce oficială. E vicepremier. Bun, modalitatea în care o face comunicatele oficiale, poziționările statelor, se fac prin purtătorul de cuvânt al MAE, prin ministrul de externe, prin purtătorul de cuvânt al primului ministru sau prin prim-ministru, prin purtătorul de cuvânt al președintelui sau prin președintele însuși.
cu comunicate oficiale, cu poziții oficiale care trebuie luate în considerație. Rogozin, după mine, este nebunul regelui. Știi, el are rolul să enerveze, să, și dacă te potrivești să-l iei serios, trebuie să iei niște măsuri extrem de costisitoare. Și nu poți să cazi în capcana ca la puncte de vedere a lui Rogozin, pe care îl cunoaștem toți de când era ambasador la NATO. El ataca Statele Unite, nu i-a răspuns niciodată cineva decât în batjocură. Ori unui clown de teapa lui Rogozin îi răspunzi ca atare. Dar situația care a declanșat practic acest schimb de replici este una serioasă, cel puțin din ceea ce a prezentat Dmitri Rogozin la un moment dat, închiderea spațiului aerian pentru vicepremierul rus, aflat pe lista de sancțiuni de oameni sancționați de Uniunea Europeană. Dacă ați observat, eu nu am abordat oficial problema acestei întâmplări, pentru că nu sunt în măsură să am analiza proprie. Mi se pare complicat și acest lucru cu atât mai mult cu cât am participat la Consiliul European în care s-au stabilit sancțiunile. Nu știu dacă această măsură face parte din... Nu pot aprecia dacă măsura de interdicție de survol face parte din pachetul 2 de sancțiuni, așa cum le-a ordonat Consiliul European, sau ne aflăm deja în pachetul 3 de sancțiuni. Pentru că mi-aș imagina următorul lucru. Rogozin la bordul unei aeronave Aeroflot, în drum către o țară membră NATO, membră Uniunii Europene? Nemembră NATO, nemembră UE, către o țară, să spunem, din Orientul Mijlociu. Survolând teritoriul Uniunii Europene, care-i soluția? Întoarcerea avionului care mai are 300 de pasageri la bord? Sau soluția este să-l lași să treacă? Pentru că deci deja întoarcerea, interdicția pentru avioane de linie nu poate fi în stadiul 2 de sancțiuni împotriva Federației Ruse. Sau dacă ar avea ca destinație o țară a Uniunii Europene, la bordul unei aeronave Aeroflot. De ce spun Aeroflot? Pentru că Aeroflotul îi va vinde biletul lui Dmitri Rogozin. Cu destinație Londra, Berlin sau București. Hai să luăm Bucureștiul. Nu cred că ar trebui la stadiul acesta de sancțiuni să întoarcem aeronava la bordul căreia știm că se află Rogozin, cu toți cei 300 de pasageri ei. Cred că soluția corectă este să o lași să aterizeze și descarcă cei 300 de pasageri, iar pe Rogozin îl oprești la frontieră și spune Nică Matale, urci imediat înapoi în avionul din care ai coborât și te întorci de unde ai venit. Deci eu n-am putut, de asta nici n-am avut o poziție oficială și nu am nici acum. Pentru că în Consiliu n-am stabilit că se trece și la stadiul interdicției de survol. Pe de altă parte, inclusiv departamentul meu juridic spune că se încadrează în interdicție și survolul, pentru că este pătrunderea în spațiu aerian. Eu știu însă spiritul deciziei din Consiliul European, pe care îl cunosc și toți miniștrii de externe, pentru că s-a discutat și la CAE, la Consiliul Afaceri Externe, a vizat intrarea efectivă în frontierele terestre măsura interdicției. Sper că astăzi Consiliul Afaceri Externe, cu sprijinul juridicului Consiliului European, a Comisiei Europene, cu pozițiile statelor, se vor lămuri lucrurile acestea. În orice caz, în opinia mea,
sau dacă vrei să procedezi în calitate de comandant suprem. Noi nu avem asta în Constituție, asta era pe vremea lui Ceaușescu. În Constituție, comandantul forțelor se numește comandant al forțelor armate, nu comandant suprem. Ce faci unui avion comercial? Luăm exemplu Aeroflot, știi că unul din cei supuși sancțiunilor se află la bord, ridici aviația militară, îl dobori, ce faci? Sunt lucruri care cred că trebuie gândite înainte de a se lua decizii. Survolul nu a fost discutat și, în opinia mea, interdicțiile de survol intră deja în faza a treia, dacă vor intra vreodată, pentru că ar începe o nebunie a mișcării pasagerilor. Foarte ușor, dacă aș fi Federația Rusă, aș spune tuturor celor circa 40 în total de demnitari, urcați în avioane Aeroflot să vedem ce se întâmplă și toți cu destinație Europa. Să vezi ce trăsnaie ar ieși. Deci cred că astăzi opinia juridică și analiza efectelor trebuie să ne dea un mod de abordare. Este clar că nu am fost foarte pregătiți la nivelul Uniunii Europene, nu la nivelul României, pentru o astfel de întâmplare care nu s-a discutat niciodată. Dacă survolul, care nu înseamnă aterizare, intră în pachetul 1 și 2 de sancțiuni care au fost aplicate până acum Federației Ruse. Lucrurile se complică în momentul procedurilor. Da. Din cauza procedurilor. Deci ideea ar fi și nu vă ascund, nu vreau să intru în contradicție cu nimeni, înțelegerea mea cu privire la interdicția pentru un număr de demnitari ruși, crimeeni și așa mai departe, se referă la interdicția de a trece de frontieră prin aeroporturi sau prin porturi sau prin controle de frontieră. Îl dai jos, s-a dat jos din avion, îi controlezi pașaportul, constați că e pe lista neagră, nene matale, te urci înapoi în avion sau rămâi în zona neutră. Că zona neutră e un no man's land în care îl ții, da? Nu ridici aviația la stadiul ăsta, nu dobori avionul, nu... Zona de... Asta este înțelegerea mea și poate este greșită, vom vedea ce stabilește astăzi Consiliul Afaceri Externe, care este interpretarea pe care o dăm și o vom urma. Domnule președinte, înainte de a-i da cuvântul colegului meu, Dan Marinescu, vreau să le reamintesc cititorilor că pot pune întrebări președintelui României. La un moment dat, în timpul acestui interviu, vom pune întrebările dumneavoastră președintelui României, la fel cum avem pregătit și și blogării Adevărul, care, așa cum ne-am obișnuit, îi pun întrebări președintelui României. Dan Marinescu. Aș trage o concluzie. Deci aceasta este înțelegerea mea. Eu nu critic modul cum s-a acționat în cazul Rogozin, dar înțelegerea mea aceasta este și nu m-a consultat nimeni care-i părerea mea legat de acest lucru. Eram în teritoriul național și când sunt afară din țară pot fi contactat în orice punct al globului m-aș afla. Dar nu critic poziția pentru că nici Uniunea Europeană nu are o poziție limpede acum. Probabil o vom avea în cursul acestei zile. Văd o urmă de regret în faptul că nu va consulta, spuneți că nu va consulta nimeni. Nici aici nu este un reproș pentru că sunt mecanisme care funcționează în afara președintelui din acest punct de vedere. Nu e președintele Dumnezeu care se ocupă de fiecare acțiune. Deci mecanismele instituționale ale statului au funcționat, asta a fost decizia pe care au luat-o, nu incriminează nimeni pe nimeni, dar trebuie să vedem care este viitorul plecând de la această premiză. Ce facem cu un avion comercial la bordul căruia se află una din persoanele interzise a coborâ pe teritoriul Uniunii Europene? Ridicăm migurile, îl doborâm, ce facem cu ei? Chiar migurile poate F-16, domnule. Și migurile scapabile, migurile Lancer, nu vă jucați cu ele.
Domnule președinte, în acest weekend în regiunile din estul Ucrainei au avut loc niște referendumuri pentru, mă rog, a cere independența de Kiev, da, și așa mai departe. Știm că președintele Putin la un moment dat le-a cerut, cum ar veni, separatiștilor să nu mai organizeze acele referendumuri, cu toate astea ele au fost organizate. Cum să privim lucrurile astea? A pierdut Rusia controlul? L-a avut vreodată, dacă l-a pierdut? Sau e un joc de așteptare și de prelungirea suspansului? Foarte dificil de spus. Eu sunt un om care nu are încredere de regulă în acțiunile Federației Ruse. Ele sunt și imprevizibile de multe ori și vizând interese strict ale Federației Ruse, fără să țină cont de orice altceva, de interesele altora. Ce mi este foarte greu? Să accept ideea că Vladimir Putin ar fi putut să mintă comunitatea internațională, să spună noi le-am cerut să nu mai facă referendumurile, dar pe dedesubt să spună vedeți că a fost doar o declarație. Îmi este foarte greu să gândesc că un șef de stat poate lucra așa în interiorul comunității internaționale. Sigur că cel mai facil lucru ar fi să spui Putin ne-a mințit, de fapt a făcut declarația și a încurajat pe separatiști să meargă înainte. Ar fi trebuit să ne dăm seama, adică serviciile de informații, căs românești, căs poloneze, căs germane, căs... ar fi trebuit să prindă niște probe că a existat un limbaj dublu. Ori în colaborarea noastră, cel puțin la ora la care eu am plecat de la birou, nu primisem un asemenea semnal că a existat un limbaj dublu al președintelui Vladimir Putin. Eu nu exclud și posibilitatea ca Kremlinul să nu controleze integral ce se întâmplă acolo. Nu exclud. Nici nu susțin că este adevărat, dar lucrurile ar putea fi chiar undeva la mijloc. Vladimir Putin să spună n-o faceți și asta să vrea, iar un tip de talia vorbărețului de la... da, din guvern să spună dați înainte, un naționalist de ăsta. Știu, e foarte, foarte complicat, deși și asta e o ipoteză de necrezut, adică nu cred că vreun ministru îi suflă în ciorba lui Putin, știi, că s-ar putea să fie mâncat la prânz dacă a suflat cumva la felul 1. Domnule președinte, iată cât suntem în direct, se mai întâmplă lucruri. Vorbărețul scrie în continuare, da, și îl atacă și pe premierul Victor Ponta. Dimitri Rogozin a scris: atrag atenția Ministerului Rus de Externe cu privire la declarațiile premierului român. Declarațiile de ieri ale lui Victor Ponta, da, care... Am o rugăminte. Dacă transformăm dezbaterea noastră într-o replică continuă la ce scrie pe Twitter nebunul regelui sau clownul palatului, Rogozin o să mai scrie, nu trebuie să ne antrenăm la toate replicile lui. El va scrie mult, că are mintea odihnită, n-are ce face. Și dacă găsește în România un mediu care să reacționeze și oficial la ce scrie el pe Twitter, ne... Da, îl scrie și vicepreședintele Dumnezeu de Stat, e o replică tot așa, spune că Moscova va riposta împotriva statelor care își închid spațiul aerian pentru oficialii ruși. Eu v-am dat niște considerații și dacă ați observat, am fost extrem de reținut, exact pentru că pe problematica spațiului aerian, exact pentru că trebuie dată o interpretare la nivel european. Și v-am dat exemplu cum am putea să intrăm, deși suntem abia în stadiul 2 de sancțiuni, cum ne ducem direct în stadiul 3, pentru că interdicția de survol este deja, afectează deja chiar mișcarea liberă în Europa. E mult prea complicată
Și ne trezim că ne pun în fiecare avion Aeroflot câte un demnitar de pe lista neagră și ne și ridiculizează că nimeni nu o să doboare avioanele acelea. Să revenim la, totuși, la situația serioasă din Ucraina. Au avut loc referendumurile, rezultatele oarecum așteptate. Așteptate și referendumurile au fost compromise de două lucruri, compromise în mod fundamental. Primul și cel mai important este că nu sunt permise de Constituție. Și orice stat democratic va pleca în analiza ceea ce s-a întâmplat de la Constituția Ucrainei, cum și în România orice întâmplare care afectează funcționarea statului de drept, instituțiile pleacă de la analiza Constituției României. La fel și cu Ucraina. În Ucraina nu sunt permise astfel de referendumuri având obiect declarare de independență, separatismul, federalizarea și așa mai departe. Aceste lucruri se pot face numai în baza unor negocieri între reprezentanții populației, repet, și nu ai celor înarmați, reprezentanții populației din Est, cu Kievul, un regim de autonomie, de orice. Dar în afara acestor discuții cu concluzii convenite de ambele părți, o astfel de acțiune este și ilegitimă, pentru că nu e constituțională și este o acțiune care trebuie respinsă de orice stat civilizat, tocmai pentru că nu este parte a Constituției Ucrainei. Deci România, în mod categoric, respinge să recunoască orice fel de separatism în baza unui astfel de referendum. Cum credeți că ar proceda România dacă județul lui Dragnea ar spune eu vreau să devin republică și convinge Dragnea să se facă Republica Teleorman? Cum credeți că ar reacționa Bucureștiul? N-ar recunoaște niciun astfel de referendum. Depinde cine ajunge președinte. Da. Totuși, și Crimea a repetat scenariul oarecum, deci a avut loc un referendum acolo, s-au declarat așa, după care Rusia a declarat că... Da, dar nimeni din comunitatea internațională nu recunoaște alipirea Crimeei. Dar credeți că acum cu restul regiunilor din Est e pericol să se repete ca și în situația Crimeei? Foarte greu de spus. Rusia să recunoască... Foarte greu de spus. Rusia a creat precedentul și în Afazia și în Osetia de Sud și în Crimea, dar v-am spus și am declarat în mod repetat acțiunile Kremlinului pentru mine și din câte știu de la omologi și pentru foarte mulți alți omologi sunt impredictibile. Nu știm ce decizii va lua Putin, pentru că trebuie avut în vedere un singur lucru. Putin a ajuns ca urmare a anexării Crimeei la o cotă de popularitate pe care n-a avut-o niciodată. 80% încrederea în Putin și foarte mulți dintre cei care îl contestau după alipirea Crimeei i-au devenit suporteri și dacă Putin va face politică numai pentru răspunsul intern la acțiunile lui, s-ar putea să existe tentația să ajungă la 90% încredere a populației, să accepte și anexarea Donețcului și Luganscului, spre exemplu, unde s-au petrecut referendumurile de ieri. Referendum ilegitime constituțional, asta este un motiv de delegitimare a acestor referendumuri. Al doilea este acela că înainte de cu 48 de ore de desfășurarea referendumului au fost interceptați saci în care erau 100 de mii de voturi gata ștampilate pentru independență. Deci este clar că ceva este în neregulă cu aceste referendume. Apropo de sat și liste de semnături, revenind la Dimitri Rogozin, care a fost în Transnistria, a vrut să plece din Republica Moldova cu niște dosare de semnături pentru independența Transnistriei, cel puțin
din ce am aflat tot de pe contul de Twitter al lui Dimitri Rogozin, cum apreciați atitudinea Republicii Moldova, care a confiscat aceste semnături? Dacă așa s-a întâmplat, au făcut foarte bine. Și avem și o întrebare de la un cititor, Goițu Alexandru, ne scrie: ce se va întâmpla cu Basarabia dacă, 1, vor începe mișcările prorușilor în toată țara, și 2, Transnistria va fi recunoscută de Kremlin ca parte a Rusiei? Întrebare de la cititor. Deci este clar că va fi puternic afectată suveranitatea Republicii Moldova sau va fi destabilizată dacă se face un tandem de destabilizare, Transnistria plus Găgăuzia, care e în sudul Republicii Moldova, și sigur asta ar avea reverberații și în regiunea Odessa, care duce până la Chilia, până pe brațul Chilia. Noi am imaginat un asemenea scenariu și am și atenționat pe prietenii, pe frații noștri la nivel politic despre posibilitatea unui astfel de scenariu al provocărilor care să vină din Transnistria simultan și din Găgăuzia, și să le recomandăm să nu răspundă acestor provocări care ar putea fi utilizate în vederea destabilizării Republicii Moldova. Că atâta timp cât se limitează la declarații și nu trag, lucrurile pot fi ținute sub control. Da, cred că putem intra în actualitatea internă, și anume în sondajul de opinie publicat de ziarul Adevărul astăzi dimineață, care are niște concluzii, Dan Marinescu, interesante, cel puțin la nivel de partide noi. Este un sondaj realizat de Inscop. Noi cu Inscop am mai, la comanda noastră, mă rog, Inscop. Știu, lunar, mai... parcă, da, sau da, la două luni, nu mai știu exact. Tocmai de aceea, da, poate cifrele și ele sunt interesante, dar interesantă și evoluția pe luni. Da. Oricum, sondajul a fost făcut la începutul lunii mai, deci începuse campania pentru europarlamentare, el se referă la europarlamentare. Da. Și situația acolo arată cam așa, pe primul loc este USD-ul. USD-ul, da. USD nu este sau mă rog, acronim PSD, PSD-PC-UNEPR. Da. Cu 40,4, dacă nu mă înșel exact. Aștepta, acum a apărut 0,7, da, e 40, fix 0,7. În spatele dumneavoastră. Bun, și vreți să-l comentez? Vi-l citesc. Ați spus că nu comentați sondaje. Pe locul 2 este PNL cu 16,9, pe 3 PDL 11,3, pe 4 PMP 10,2, aici trebuie să discutăm, și pe 5-6 UDMR și Forța Civică, iată, care are 5,1, UDMR 5,2. Da. Ce se remarcă de aici, evident, este o creștere a alianței PSD-UNEPR-PC după ruperea USL. Da. Și o apropiere foarte mare a PMP de PDL. Practic sunt în marja de eroare. Diferența dintre ele este în marja de eroare. Da. Cum vi se par scorurile astea? Deci, dacă iată, le-am aveți. Și eu aici. Da, da. 40,7. Bun, sincer să fiu, nu văd o creștere a PSD-UNEPR-PC față de ultimul sondaj. Parcă erau tot aici, un 40,4 aveau, mă rog. Deci nu, e o stațională. În martie, dar față de februarie-ianuarie e o creștere. Deci, bun, dacă e o creștere, înseamnă că Victor Ponta a reușit cu minciuna USL există. Trăiește, USL trăiește. Sau trăiește. Folosindu-l și pe liberalul roșu Călim Popescu-Tăriceanu ca argument că USL trăiește. Cred că această politică l-a ajutat să nu scadă după ruperea USL, sincer să fiu, pentru că nu văd salturi atâta timp cât e 40,7, ei n-au crescut. E nesemnificativă. Dar au scăzut liberalii. Asta este adevărat, pentru că ei, din câte știu, erau pe la 19, 18, 19. Da. Și a scăzut și PDL-ul, care era și el pe la un 15. Da. A scăzut bine. Astea sunt informații care apar în toate sondajele.
și creșterea PMP-ului, care a plecat în ianuarie-februarie-martie, avea 4 și ceva, da, 4. Și s-a dus la, acum la 10,2, îl văd că a trecut și aici pragul de 10%. Nu mi se pare nimic anormal. Dacă aș sesiza ceva, aș sesiza trenduri. Trend de scădere la liberal, trend de scădere la PDL, trend de creștere la Partidul Mișcarea Populară. Și la Forța Civică. Și la Forța Civică, care era 3%, da, parcă era 2-3%, da. Și iată-l, a ajuns la 5%. A crescut și Mihai Răzvan Ungureanu. E... Da. Avem 6 partide care ar intra în Parlamentul European după aceste sondaje. Evident că ele nu sunt, sunt o fotografie de parcurs. Permite să mai fac ceva, să adun dreapta, dacă includem și liberalii la dreapta cu stânga, și vedem foarte bine că alianța PSD, UNPR, PC pierde în fața dreptei sau ar pierde în fața unei drepte unite. Doar dacă dreapta este unită, da. Însă vedem... Da, însă este clar că dreapta va duce mai mulți europarlamentari în Parlamentul European decât stânga. Ceea ce în economia disputei pentru președinția Comisiei Europene este fundamental important. Practic toate partidele după PNL, PDL, PMP, UDMR și Forța Civică dau contribuții la, Partidul Popular European. Da. Iar acesta îl vedeți ca un semn bun. Îl văd ca un semn bun. Dar totuși semn... diferența, vorbim de entități, de partide, nu de o alianță care încă nu este croită în acest moment. Nu este. E doar diferența un între... vis al nostru care sperăm în reechilibrarea vieții politice. Este un vis al dumneavoastră? Acesta? Categoric, da. Mi-aș dori să avem o viață politică echilibrată. Cred că orice șef de stat din Europa asta civilizată nu și-ar dori un partid stat care să dețină toată puterea sau o opoziție foarte slabă, cum avem acum, datorită dispersiei partidelor de dreapta. Considerați că ați avut o contribuție la această dispersie? N-am avut. Ce contribuție să fi avut? Doar că am vrut să creez un partid nou. Nu cred că asta este problema și vă pot spune fără drept de apel că intenția mea a fost într-adevăr să creez un partid nou, dar nu eu mă pot implica să lansez ideea unui partid nou, iar Fundația Mișcarea Populară să-l realizeze. Ei l-au realizat. Și obiectivul meu este ca acest partid nou, Mișcarea Populară, să fie partidul care să arate altfel de politică. Sigur, mă bucur că ei și-au asumat continuarea reformării statului. Niciun alt partid nu și-asumă continuarea politicii pe care eu am generat-o în acești 10 ani. Și eu cred că PMP-ul, dacă intră în Parlamentul European, are șanse să ajungă un partid de 30% până în 2016. Spuneți că vreți să creșteți un partid nou. Da. De ce PMP, de ce nu, de exemplu, Forța Civică, Mișcarea Noua Republică, tot partide noi aflate în... Pentru că niciunul din partidele astea nu spun vrem să continuăm procesele de modernizare a statului, vrem să apărăm justiția, vrem să... Deci acest partid s-a născut plecând de la premiza că vrea să fie continuatorul politicilor de modernizare pe care eu le-am avut. Că s-a făcut legea educației, s-au făcut 4 coduri, s-a transformat justiția, s-a liberalizat piața forței de muncă, s-a reașezat legislația dialogului social, dar încă nu avem legea sănătății, încă nu-i făcută reorganizarea administrativă a țării, încă nu s-a revizuit Constituția. Și mă bucură dacă un partid tânăr, proaspăt, înființat în ianuarie, cum e PMP-ul, numai prin declararea intenției de a continua procesele de modernizare a statului, așa cum au fost începute de mine, reușește să ajungă la 10%. PMP-ul are însă o problemă legată de acest 10%. N-are structuri. Este un partid care s-a înființat în ianuarie, și mai ales la vot de listă trebuie să fii capabil să materializezi acest 10% prin activitatea organizațiilor care
să cheme electoratul la vot. Să vedem dacă se va materializa deci, sau nu. Deci că scorul electoral ar putea fi mai mic decât arată sondajul? Categoric da, categoric da. Pe de altă parte, ce am văzut, știi, deși partidul n-a putut începe cu oameni care n-au făcut politică niciodată. Și de fapt el a început să crească în momentul în care Elena Udrea și un grup de 14-16 parlamentari s-au mutat la PMP. Atunci a început să crească este partidul. Evident în sondaj. Și eu îi urmăresc. De ce spun că are o șansă extraordinară? Am văzut fotografii de la întâlnirile lor în teritoriu. Sălile sunt pline de oameni foarte tineri. Pline de oameni foarte tineri. Am fost și acum la Arad și Timișoara. Deși în Timișoara n-au niciun afiș. Toată Timișoara e plină cu afișele altor partide. Am vorbit cu foarte mulți oameni. Este în mod real un entuziasm legat de acest nou partid. Cel puțin la generația tânără. Și s-ar putea să-și poată materializa procentele din sondaje și fără structuri datorită unui oarecare entuziasm care există. Procentul însă celor care spun că merg sigur la vot este destul de mic, undeva la 30%. Da, dar acest calcul este făcut pe procentul celor care vin la vot, nu-i pe total eșantion. Sigur, da, sigur. Din, însă, da. Însă da. Procentul este... 65% din eșantion. Da. Procentul celor care merg sigur la vot este mic. Iată, astăzi dimineața am avut o surpriză. Colega noastră, Ioana Lupea, anunță că nu votează pentru prima oară de la Revoluție, pentru că, și dă niște argumente, pentru că nu mai votez răul cel mai mic, pentru că tot rău este, spune Ioana Lupea. Nu mai votez din calcul sau pentru echilibru între putere și opoziție. Nu votez în semn de protest față de monopolizarea politicii de către un grup de indivizi și partidele lor și va participa la boicotarea acestor alegeri. Sunt mulți cetățeni care gândesc la fel. Bun, nu sunt omul care să aibă cea mai mare încredere în gândirea și argumentele doamnei Lupea. Deci la mine n-ați găsit unul care să comenteze, un comentator în care nu cred oricum. V-aș ridica o altă problemă apropo de PMP, fiindcă deși e partid nou, da, sigur cu, și cu ceva oameni vechi, are deja o problemă. Știm că DNA-ul a cerut arestarea unui deputat, nu? Da, domnul și-a asumat-o, Florin Popescu, a fost scos și din activitățile. Ceea ce e rău este că s-a întâmplat cu el ce s-a întâmplat și cu alți parlamentari de la alte partide. Parlamentul a blocat practic ancheta lui. Nu, nu, nu. Am o rugăminte. Hai să nu dezinformăm. Deci, măcar când e președintele României cu dumneavoastră, dezinformarea n-ar trebui să funcționeze. Nu este blocată nicio anchetă. Da, m-am da? Deci, dosarul lui Florin Popescu merge înainte. Nu, n-au permis arestare. Deci, corect, parchetul a cerut dacă să facă această anchetă sub arest sau nu, dar trebuia să obțină și o aprobare a unui judecător. Deci, dosarul lui Florin Popescu merge înainte. Nimeni și nimic nu îl oprește. Singurul lucru pe care l-a cerut parchetul, dreptul de a cere judecătorului arestarea. Și aici, categoric, nu sunt de acord cu poziția Parlamentului, pentru că nu Parlamentul spune dacă un om poate fi arestat sau nu, ci judecătorul. Nici parchetul. Parchetul doar cere. Dar era corect ca un judecător să spună nu este cazul să-l arestăm sau îl arestăm. Deci, oricum aici, fără votul majorității, nu se putea bloca. Da, în orice caz, nu PMP-ul putea bloca sau debloca cu cei 14 deputați pe care i-are, că nu știu, are 14, are 12, nu știu cât senatori are. Au fost alte partide care au contribuit. Nu, ar putea acum, hai să... Aș vrea să avem un alt tip de discuție în care nu vreau să fiu un apărător al Parlamentului. Foarte grav este când Parlamentul, în cazul miniștrilor, blochează anchetarea. Deci când se blochează anchetarea, cum a fost la ministrul finanțelor legat de ordonanța cu ASF-ul. Acolo Parlamentul n-a mai permis continuarea anchetei legată de cum s-a promovat
acea ordonanță de urgență. Aici, Parlamentul va fi criticat în mod cert de orice instituție care evaluează România, pentru că a blocat într-adevăr ancheta. Parlamentul a avut și două sau trei situații de arestare. Pe unele le-a aprobat, pe altele nu le-a aprobat. Deci, arestarea unui membru al Parlamentului chiar este atributul Parlamentului. Nu numai în România. Blocarea anchetării unui membru al Parlamentului este un lucru extrem de grav. În ceea ce privește arestarea, Parlamentul ar cam avea dreptul să se pronunțe, spre deosebire de situația în care nu are dreptul să împiedice justiția când blochează anchetarea unui ministru. Acela este un abuz grav. Aici m-am uitat la Parlament, în unele cazuri a aprobat arestarea, în altele nu, dar acesta este chiar un atribut al Parlamentului, pentru că nu se împiedică practic ancheta. Să nu credeți că un parlamentar care a fost propus de parchet la arestare și Parlamentul nu a aprobat arestarea, chiar poate face orice. Parchetele pot lua măsuri să știe cu ce se ocupă domnul parlamentar. Însă, pe fond, am vrut să fac doar deosebirea între blocarea unei anchete și blocarea unei eventuale arestări. Dar pe fond rămâne același lucru. Nu Parlamentul este cel care poate judeca un parlamentar sau măsurile asiguratorii, ci și în cazul arestării tot un judecător trebuia să pronunțe și nu Parlamentul. Cred că ei și-au făcut niște criterii nespuse de nimeni și criteriul de bază este cât de vechi ești în Parlament sau ce prieteni ai în celelalte grupuri parlamentare. Corect. În mod categoric, dacă vă uitați, cei vechi sunt protejați de Parlament la arestare, cei noi care nu au legături transpartinice sunt trimiși cu veselie la arestare. Deci pe prietenii, cum ar fi. Da, se știu de mulți ani. Dar această blocare a încuvințării, practic, arestării... Nu, a încuvințării prezentării în fața judecătorului pentru arestare, pentru că dacă Parlamentul ar fi votat dreptul parchetului de a cere arestarea, ar fi trebuit să o decidă un judecător, nu procurorul. Credeți că aceste acțiuni ale Parlamentului îndepărtează lumea de la vot? Vorbeam de procentajul mic al celor care declară că vor merge sigur la vot. Pe unii da, pe alții nu. Cei care au votat parlamentari, președinți de Consiliul Județene, primari despre care se știa că sunt în anchetă penală, sau celebru caz Ghiveciu, care a fost ales deputat, deși fiind întemnițat. Deci este un tronson de electorat pentru care acest lucru nu contează. Electoratul de dreapta este mult mai sensibil la astfel de chestiuni și cred că în rândul acestui electorat, și ăsta e dezavantajul partidelor de dreapta și de centru-dreapta, se produce acest refuz de a mai merge la alegeri. Nivelul discursului public al politicienilor, credeți că la fel îndepărtează românii să meargă la vot? Da, și să știți că el are efecte și pe politicieni. Adică eu, coborând nivelul discursului public și a atacurilor publice la nivelul lui Victor Ponta, sunt convins că pierd din încrederea care începuse să se reconstruiască. Și de ce o faceți totuși? Păi, o fac dintr-un motiv foarte simplu. Dacă aș rămâne cu discursul în nori, n-ar folosi la nimic. Dacă discursul și Victor Ponta vrea să dăm bătălia în Mocirlă, ca om politic, mă duc după tine în Mocirlă, frate, și acolo dăm bătălia. Pentru că eu am o singură mare îngrijorare. Acest om ar putea să reușească până în noiembrie să păcălească electoratul cu privire la faptul că el ar putea fi o soluție bună pentru România. Victor Ponta este o soluție catastrofală pentru România și ca
imagine în exterior, dar și ca mod de abordare a actului de exercitare a puterii. El îl exercită numai pe imagine, fără să facă lucruri practice pentru sau fără să-și asume responsabilități. Pe cât posibil le dispersează, le dă altora. Uitați-vă acum cu portul Constanța. I-a promis lui Mazăre că îi va da portul Constanța. Eu vă asigur că îi va da pachetul de acțiuni care să facă să se piardă majoritatea statului în portul Constanța. Vă asigur că va încerca toate tertipurile pentru ca el să nu-și pună semnătura pe o astfel de hotărâre de guvern, care știe foarte bine că este ilegal. Avem dovezi pentru această încercare? Deci eu încerc să anticipez. De aceea am făcut apel la toți cei care trebuie să contrasemneze hotărârea de guvern, să nu o contrasemneze, pentru că vor răspunde. Nu se pot da acțiuni gratuit către o municipalitate când acțiunile sunt proprietatea statului. Dacă statul vrea să piardă majoritatea, nu are decât să vândă acțiuni pe bursă, în România, la Londra, oriunde. Dar transfer gratuit de acțiuni nu se poate face conform legii. Domnule președinte, vorbeați de posibilitatea ca Victor Ponta să iasă președinte. Ea e destul de mare. O să dăm și un sondaj cu clasamentul pentru prezidențiale mâine, poi mâine. Totuși, singurul lucru care poate să-l oprească este această unificare a forțelor de dreapta, de care ați vorbit de nenumărate ori. Totuși... Deci sunt două lucruri care îl pot opri. În principal, ceea ce a spus dumneavoastră, unificarea forțelor de dreapta, și doi, dacă eu în disputa mea cu el pe probleme de guvernare reușesc să îi fac pe români să înțeleagă ce face omul acesta cu puterea. Ieri seară înțeleg că ridica avioane să doboare avionul lui Rogozin. Exact, despre acest lucru vorbește unul dintre șefii dumnei de stat în acest moment, și Dimitri Rogozin, despre această declarație. Bun. N-am nicio legătură cu cei din Duma de Stat, dar sunt niște lucruri care se declară pe impulsivitate, și un șef de stat, cel puțin în relațiile externe, trebuie să fie mult mai echilibrat când este vorba de lucruri pentru care nu are argumente. Deci eu vă spuneam, nu am în momentul de față analiza mea, dar știu spiritul sancțiunilor care este cunoscut și de Maie. Nu avem, e discutabilă intervenția de survol care poate duce la niște nebuni, și când peste această discuție, deci politic a fost în regulă, ca efect este, în opinia mea, în alt stadiu al sancțiunilor. Și să mai spui că ridici și avioane pentru treaba asta, cred că e puțin... Dar e doar o opinie personală, nu este o reacție la măsurile luate, încă le consider corecte, mai acționa corect în lipsa unor instrucțiuni. Revin la unificarea dreptei. Avem acolo patru partide care ar trece pragul electoral la europarlamentare. Cine ar trebui să aibă inițiativa asta unificării drepte? Cred că partidul cel mai mare. Deci PNL, partidul cum cel mai bine situat. PNL-ul, sigur. Sau PDL-ul, partidul cu experiență. Oricine, numai să o aibă cineva. Dar dacă se gândesc, de exemplu, să facă o alianță numai în trei, să zic, PNL cu PDL, și au circulat ceva informații. Foarte bine să o facă. Eu, oricum, după ce îmi termin mandatul, vreau să asist, să fiu un consultant al acestui partid ca să ajungă la 30%. Dacă nu va fi frecventabil pentru ei, este problema lor. De altfel, eu pe data de, că văd că există o reacție, pe data de 4 octombrie 2013, ora 17, în birou la mine m-am întâlnit cu Vasile Blaga. Și am propus ca după ce se înregistrează PMP-ul să facă fuziunea.
pentru a obține un rezultat cât mai bun la, la europarlamentare. Atunci a refuzat-o și a spus după europarlamentare. S-ar putea să refuze o apropiere de PMP și după europarlamentare. PMP-ul își va vedea de drumul lui. Deci... Dar care este totuși logica despărțirii de PDL pentru ca după asta să se facă o fuziune? Nu, n-a spus nimeni fuziune, am spus alianță. Cred că ați spus termenul fuziune. Am spus termenul, da, am greșit. O alianță trebuie făcută pentru că PMP-ul este o idee de continuitate care trebuie să-și producă efectele în 2016 în alegerile parlamentare. Scuze dacă am spus fuziune. Deci e ceea ce vorbim acum. Lui Vasile Blaga, într-adevăr, atunci nu mai am foarte clar în minte dacă i-am propus fuziune sau alianță, dar știu că am vrut să se meargă împreună la europarlamentare, într-o formulă. Însă PMP-ul, dacă nu va fi acceptat într-o alianță cu alte partide, va merge către obiectivul lui din 2016 să obțină 30%. Credeți că pot câștiga prezidențialele numai PDL cu PNL împreună? Dacă ei așa vor crede, așa vor face. Nu știu dacă se vor putea. Eu cred că pentru prezidențiale trebuie adunată toată orice resursă. Dar nici nu vreau să o fac eu pe brokerul de alianțe. Maturitatea politică le va spune ce au de făcut. Dacă vreți o recomandare de consultant, dacă nu-și fac candidat unic din luna iulie, Ponta a furat startul grosolan și e în campanie prezidențială. N-au nicio șansă dacă vor spera că lasă, mergem până la turul 1 fiecare cu candidatul lui și între turul 1 și 2 susținem pe cel care se califică în turul 2. N-au nicio șansă pentru că electoratele sunt prea multe și nu vor reacționa atât de rapid cum cred politicienii. Se vor unifica în intervalul de o săptămână sau două săptămâni cât va fi între turul 1 și 2. Să mai vină. Unii nu se vor duce. Deci trebuie construit acel candidat care să se bată cu Ponta, din luna iulie trebuie muncit zi de zi la el. Domnule președinte, înainte de a intra în direct cu blogării adevărul.ro, mai am o întrebare. Vă e frică de suspendare? Nu. Victor Ponta spune, dacă judecătorii CCR decid că Traian Băsescu a încălcat Constituția, iar el continuă să susțină Partidul Mișcarea Populară, îl vom suspenda. Deci uitați, îi spun lui Victor Ponta de pe acum. Eu voi vota Partidul Mișcarea Populară și voi face declarații publice în care nu voi ascunde această opțiune. Deci îl informez de pe acum să știe ce are de făcut. Legal vom vedea în curând de la decizia CCR-ului. Moral este corect? Da. Atâta timp cât ai un partid care are tentația de a deveni partid stat, moral ești obligat să faci ceva în limitele constituționale, să încerci să echilibrezi viața politică. Uitați-vă la ce se întâmplă. Deci premierul își permite să-și ia în subordine poliția, își ia în subordine direcția de informații armate, își ia în subordine direcția de informații a Ministerului de Interne, vrea și STS-ul. Azi noapte se declara ca și Ceaușescu comandant suprem. Deci acest... Că preia atribuțiile comandantului suprem, președintele, nu există, nu există această funcție de comandant suprem în Constituția României, este funcția de comandant al armatei. Da. Deci, tentația acestui om de a acapara tot statul și de a-l folosi în bătălia politică este evidentă. Uitați-vă ce face cu corpul de control. Își trimite slujbașii, mă scriu 10 pagini la parchet și începe trăitul omului la parchet. Deci este un om care are niște ambiții nemăsurate și nedeclarate de a fi omul alfa în ca putere masculor în establishmentul de stat al României, ceea ce nu e în regulă pentru că se pierde
echilibru între puteri. Imaginați-vă-l pe Victor Ponta, președinte, la numirea procurorilor și a judecătorilor la Înalta Curte de Casație și Justiție. Imaginați-vă-l la numirea șefului SRI și SIE. Cu siguranță va veni cu o clientelă politică, nu va mai menține principiul pe care eu l-am instalat, desemnări la serviciile de informații din opoziție, exact pentru a credibiliza faptul că nu sunt utilizate împotriva opoziției. Știm că vă place să dialogați cu blogării adevărul.ro. Avem, iată, patru blogări în acest moment. Începem cu domnul Șerban Cioculescu, cercetător în studii pe securitate, dacă ne auzim. Da, bună ziua. Nu ne auzim în acest moment. O să încercăm tehnic să ne auzim și în studio. Acum ne auzim. Da, ne auzim. Sigur. Bună ziua. Bună ziua. Stimate domnule președinte, în primul rând mulțumesc mult pentru oportunitatea de a vă pune această întrebare. Plecând de la recentele declarații ale vicepremierului rus Rogozin despre necesitatea de a fi protejate minoritățile ruse din statele vecine, iată, a devenit clar că Rusia pune în pericol ordinea teritorială de la Helsinki, stabilită de Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, folosindu-se de așa numită doctrină Medvedev, deja utilizată în cadrul războiului ruso-georgian din anul 2008. Întrebarea este, cum considerați că ar trebui gestionată tensiunea dintre viziunea general acceptată în dreptul internațional, conform căreia statele sunt suverane și nimeni nu le poate știrbi integritatea teritorială, și interpretarea dreptului la autodeterminare, astfel încât minoritățile etnice să beneficieze de protecție, dar să nu fie pusă în pericol suveranitatea statelor europene. Și ce ar putea face România concret ca să contracareze, iată, efectele acestei doctrine Medvedev? Vă mulțumesc foarte mult! Și eu vă mulțumesc mult pentru întrebare. Doctrina Medvedev este inventată din dorința politicienilor și politologilor Federației Ruse de a atinge obiectivul pe care l-are Putin, și anume refacerea spațiului fostei Uniuni Sovietice și aducerea lui sub controlul politic al Moscovei. Este o abordare care nu are nimic comun cu dreptul internațional și ea poate fi combătută exact cu ce a făcut România. A dat dreptul minorităților să-și păstreze cultura, a dat dreptul la educație, le finanțează presă, le ajută să aibă televiziuni în limba lor, posturile naționale au emisiuni în limba minorităților, mai mult decât atât, au dreptul la școală în limba minorităților, deci se produce o prezervare a dreptului la identitate al minorităților, care a culminat în România cu acest automatism de reprezentare politică în Parlament. Dincolo de rezultatul alegerilor, dacă, spre exemplu, UDMR-ul nu ar intra în Parlament, ar avea automat un al 19-lea reprezentant în grupul minorităților naționale. Deci este garantată în România reprezentarea politică în cel mai înalt for al statului român în Parlament. Cred că statele care au ajuns la tensiuni formidabile cu minoritățile, și aici se încadrează, să nu uităm, lecția iugoslavă, dar se încadrează și Ucraina, au greșit nedând la vreme drepturi minorităților să le dea confortul că își pot menține limba, obiceiurile, pot învăța în limba lor. Și asta vă spun din experiență. România a încercat în nenumărate rânduri să dea cărți școlilor din zonele locuite de români. Au fost oprite la frontieră în timpul așa numiților portocalii, da? Era Iușcenco și Timoșenco. România s-a rugat de conducerea, repet, România s-a rugat de conducerea Ucrainei în timpul acelor mari democrați să nu mai obstrucționeze învățarea
limbii române de către copiii etnicilor români din Ucraina. România a rugat guvernul democratic ucrainean să permită utilizarea limbii române în regiune, ca limbă oficială regională. N-au făcut-o democrații, până la urmă s-a ținut de cuvânt Ianucovici și le-a dat acest drept. Și știm toți. Deci, răspunsul ar fi, doctrina Medvedev este un mare fals care ascunde sub ea intenții de rapt teritorial pe care Moscova le are în încercarea de a recontrola spațiul fostei Uniuni Sovietice. Și trebuie respinsă această doctrină, care nu are nimic comun cu legislația internațională și cu stabilitatea frontierelor, cu acordul de la Helsinki. Pe de altă parte, statele trebuie să înțeleagă odată pentru totdeauna că minoritățile nu trebuie umilite. Și oricând nu o să respecti dreptul unei minorități, de fapt, nu respecti drepturile propriilor tăi cetățeni. Pentru că noi, spre exemplu, România, cerem loialitate față de statul pe teritoriul căruia trăiesc minoritari români. Am făcut un astfel de apel și acum legat de românii din Ucraina. Și să nu se antreneze în destabilizarea statului ucrainean. Deci cerem loialitate și ei înșiși sunt loiali statului. Dar, pe de altă parte, statul trebuie să-i respecte drepturile la autoidentificare. El nu vrea să este cetățean ucrainean, dar vrea să știe ce este și el este român. Trebuie respectat acest drept cu tot ceea ce incumbă, inclusiv reprezentarea politică. Mulțumim. Nu știu dacă vă satisface răspunsul, dar... Vă mulțumesc pentru răspuns. Și eu vă mulțumesc. Mulțumim mult, Șerban Cioculescu. Rămâneți alături de noi pentru a urmări și continuarea acestei emisiuni. Continuăm cu Marius Diaconescu, istoric și lector universitar. Înțeleg că are o întrebare, Marius Diaconescu, despre unirea României cu Republica Moldova. Bună ziua! Bună ziua! Și vă mulțumesc mult pentru această onoare de a sta direct de vorbă cu domnul președinte. Domnule președinte, dumneavoastră ați reușit să aduceți în spațiu public o discuție reală despre unirea Moldovei cu România, ceea ce este adevărul merit, pe care istoricii vă constatăm împotrivit. Însă cred că ar trebui să depășim discursul sentimental spre chestiune pragmatice. De exemplu, să ne punem întrebarea instituțională, cum va fi posibil această unire. Și de aceea îmi permit să vă lansez o provocare vis-a-vis de procesul de unire și din perspectiva istoricului. Pentru că un istoric înțelege poate altfel lucrurile. Un istoric unionist convins. Cred că cea mai bună variantă care va trebui să o discutăm la momentul oportun ar fi realizarea unei federații între România și Moldova. O federație, un stat federal, în care practic Moldova își păstrează cea mare parte a atributelor totalității sale, cu excepția externelor apărării și poate moneda unică. Credeți că o discutare a acestei variante de unire, de aducere în spațiu public a acestui subiect, ar contribui la apropierea momentului în care să facem această unire? Bună ziua! Vă mulțumesc pentru o întrebare. O întrebare extrem de dificilă pentru un președinte în funcție. Și poate o să înțelegeți din răspunsul meu că există niște bariere pe care nu le voi trece. Însă m-am declarat unionist, așa că nu o să-mi neg această abordare vis-a-vis de Republica Moldova. Pentru a discuta despre refacerea, nu integrala României mari, dar pentru a discuta despre unirea cu Republica Moldova, trebuie să plecăm de la două premize pe care sunt convins dumneavoastră ca istoric le înțelegeți perfect. În momentul de față, în România, 75-80% din cetățeni sunt pentru unire. În Republica Moldova, doar 20% din cetățenii Republicii Moldova sunt pentru unire. Deci, din acest punct de vedere, unirea n-ar avea un suport popular. Ceea ce nu înseamnă că România nu trebuie să facă tot ce ține de ea, pentru ca acest suport să crească.
Am început să facem de câțiva ani, după cum bine știți, sunt 5500 de burse, acordăm cetățenia celor care au pierdut-o fără voia lor și familiilor lor până la gradul 3 sau 4. Încercăm interconectarea energetică, nu o facem cu suficientă viteză, dar o facem. Încercăm să asistăm Republica Moldova în procesele de a se îndrepta către Uniunea Europeană, fie că vorbim de dreptul de a circula fără viză, care s-a întâmplat deja, fie că vorbim de asocierea la Uniunea Europeană și acordul de liber schimb. Eu nu consider că sprijinirea Moldovei să se îndrepte către Uniunea Europeană, sigur, lucru care nu s-ar putea face fără voința guvernului democratic, pro-european de la Chișinău. Deci eu nu consider că acest drum este un drum care ne desparte de proiectul ca la un moment dat să ne unim. Pe ce mizez? Și vă spun în modul cel mai sincer. Pe distanța de la asociere până la accesul, până la intrarea în Uniunea Europeană. România a semnat acordul de asociere în 1993 și a devenit membra a Uniunii Europene după 14 ani, în 2007. Deci acel drum care ne va apropia, îi va apropia pe românii din stânga Prutului de România, s-ar putea la un moment dat să-și găsească soluția scurtării într-o unire a României cu Republica Moldova. Dar n-aș discuta astăzi și acum despre un stat federal. Mulțumim, Marius Diaconescu, pentru întrebare. Și eu vă mulțumesc, domnul Diaconescu. Rămânem pe frontiera de est a României cu Vasile Ernu, scriitor născut în URSS, domnule președinte. Vasile Ernu zâmbește, așteptăm întrebarea pentru domnul Traian Băsescu. Bună ziua, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a vă pune o întrebare, două, nici nu știu, dacă tot ne extindem spre est. Puneți una, ca să fie mai ușor. O situație destul de delicată, din păcate. Aș porni cumva în continuitatea ce s-a discutat mai devreme. O întrebare compusă din două bucăți, hai să-i spunem. Prima este, domnule președinte, ce poziție ar lua România dacă mâine și românii din Ucraina ar face referendum de alipire la România, că dacă tot facem România mare? Și doi, domnule președinte, timp de două mandate ați avut monopol asupra politicii externe a țării. Sincer să fiu, eu personal am niște îndoieli, fiindcă nu am înțeles foarte clar care a fost strategia și politica noastră externă în raport sau în față de Rusia. Odată cu apariția crizei din Ucraina, lucrul ăsta s-a văzut, mie mi se pare, destul de evident. Oare acest lucru nu ne arată că nu putem să ajutăm moldovenii din Moldova, din Transnistria? Avem astăzi o strategie sau doar improvizăm și ne bazăm pe alianți? Sau avem sau nu avem această strategie sau doar eu văd acest lucru puțin strâmb? Vă mulțumesc! Eu aș fi îndreptățit să le văd puțin strâmb datorită realităților fizice, da? Dacă aveți simțul umorului, dar dumneavoastră, ca observator al vieții politice din România, n-aveți dreptul să le vedeți strâmb. Și cred că modul cum ați formulat întrebarea este doar pentru a genera o provocare. La un răspuns foarte tranșant. Provocatorii din URSS. Nu. E o provocare la dezbatere. Nu, n-am afirmat-o în sens rău. N-am recunoaște niciun referendum al minorității românești din Ucraina care ar cere alipirea la România. România nu ar recunoaște așa ceva pentru că ar fi împotriva Constituției Ucrainei. Cum n-am recunoaște niciun referendum pe teritoriul României, dacă i-ar da cuiva prin cap să facă un astfel de referendum. Deci aici suntem consecvenți și fără nuanțe. Cum la fel de fără nuanțe, suntem și în politica externă dacă
Ne referim la Moldova. Am înțeles că ați fi la Rusia, la Federația Rusă. Una din primele mele vizite în primul mandat a fost la Moscova. După ce am făcut vizita la Chișinău, la Washington, următoarea a fost la Moscova. Și a fost oportunitatea de a spune că vrem să consolidăm relațiile cu Federația Rusă și că interesele ambelor țări trebuie respectate. După acea întâlnire au urmat foarte multe alte discuții la niveluri, la nivel tehnic, la nivel politic mediu și la nivel politic destul de înalt, chiar la nivel de miniștri de externe. Avem problematica istorică, ce trebuie și ea rezolvată fără a ne crampona de ea, dacă ne referim la tezaur. Avem însă foarte multe alte lucruri, printre care lucru fundamental care ne-a îngrijorat de-a lungul întregii perioade de 10 ani de când sunt președinte, a fost situația din Transnistria. Noi am acuzat tot timpul Federația Rusă că este unul din catalizatorii eșecului negocierilor 5+2. Atât prin menținerea forțelor militare ruse în teritoriul Transnistriei, cât și prin utilizarea forțelor de menținere a păcii ca forțe de susținere a așa zisului guvern de la Tiraspol. După cum știți foarte bine, la fel de bine ca și mine, Transnistria nu este decât la vreo 160 de kilometri de frontiera României și faptul că Federația Rusă n-a mai recunoscut și n-a pus în aplicare acordul de la Istanbul, prin care trebuia să-și retragă toată cantitatea de armament din depozitele din Transnistria și implicit militarii a căror prezență o implică aceste depozite de armament și muniție din Transnistria, ne-au făcut să nu credem în sinceritatea Federației Ruse și în bunele intenții ale Federației Ruse. Acum, ați putea să-mi spuneți, domnule, dar puteați să-i credeți pe cuvânt. Domnul Iernu, atâta timp cât ai un acord la Istanbul, că îți retragi tot armamentul și toată muniția din Transnistria și îți retragi cu ocazia asta și militarii, iar respectarea acestui angajament este blocată de 20-30 de doamne care se așează pe liniile de cale ferată și Moscova, care nu s-a împiedicat de armata germană, se împiedică de 20 de doamne care stau pe șină și uite cum nu pot pleca trenurile cu tancuri din Transnistria, lucrurile mi se par ridicole. Și atunci neîncrederea a funcționat. Deci vă asigur că am fost foarte consecvenți, dar am așteptat în relația cu Rusia, dar am așteptat un semn care să ne sporească încrederea. Încrederea n-a avut cum să sporească atâta timp cât Federația Rusă a menținut toate conflictele înghețate din regiune. În 2008 ne-a dat o probă cu ocuparea Osetiei de Sud și a Abhaziei că aprecierea noastră legată de conflictele înghețate este corectă, că Rusia le folosește pentru expansiune teritorială și pentru a-și crea enclave. Transnistria tocmai v-am prezentat-o, iar acum vine o nouă confirmare. Raptul împotriva Crimeei. Cum credeți că un președinte responsabil s-ar face că nu vede lucrurile astea și n-ar modela politica externă a țării lui ca răspuns la ceea ce se întâmplă sau ca element de prudență la ceea ce se întâmplă? Eu zic că am fost consecvenți și nu ne-am făcut că nu vedem niște lucruri care reprezintă riscuri pentru noi. Vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc mult. Mulțumim și noi, Vasile Ernu. Urmează Marius Văcărelu, ultimul dintre blogării prezenți astăzi în dialogul cu președintele României, Traian Băsescu. Marius Văcărelu, profesor la SNSPA și specialist în geopolitică. Te rugăm, întrebarea. Bună ziua! Domnule președinte, am să vă pun o singură întrebare, fără subtext. După cum vedem, problemele din Ucraina nu sunt sub nicio formă oprite și se poate discuta despre extinderea lor. În eventualitatea în care aceste probleme se vor extinde spre sudul Odesei și spre zona Muilor Dunării, considerați că ar fi viabilă pentru Republica Moldova renunțarea la dispoziția constituțională din articolul 11 privitor la neutralitatea statului într-o eventuală sau pentru o eventuală cerere de aderare la NATO? Vă mulțumesc! Din punct de vedere al securității Republicii Moldova, cred că prevederea din Constituție cu privire la neutralitate este marea eroare care face Republica Moldova extrem de vulnerabilă. În timpul lui Voronin s-a introdus această mențiune în Constituția Republicii Moldova, a fost în baza unei majorități proruse din Parlament, iar acum securitatea Republicii Moldova este pur și simplu major pusă sub semnul întrebării datorită acestei mențiuni din Constituție, care nici nu a făcut să se înduioșeze Moscova, ia uite, nu vom afecta securitatea unui stat neutru, și care nici n-a permis NATO să desfășoare activități de integrare a Moldovei în sistemul de securitate al NATO. Deci, această prevedere, în opinia mea, ar trebui scoasă imediat din Constituție în favoarea sau în interesul cetățenilor Republicii Moldova. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc mult. Mulțumim și noi, Marius Văcărelu. Continuăm, vă reamintesc, vă aflați pe adevărul.ro. Așteptăm comentariile dumneavoastră pentru președintele României. Dan Marinescu, întrebarea ta. Domnule președinte, aș trece un pic mai departe la alegerile prezidențiale din toamnă. Tot asta. Vă transformați în analist. Sau un părerolog, cum spun nu, eu. Da, nu. Noi o să dăm publicității un nou sondaj peste două zile referitor la prezidențiale și acolo da. Facem o dezvăluire în premieră. Candidații cu șansele cele mai mari din partea dreptei ca să ducă o luptă egală, să zic, cu Victor Ponta ar fi Klaus Iohannis și Mihai Răzvan Ungureanu. Dumneavoastră, pe care din cei doi îl vedeți ca un candidat real al dreptului? Iarăși vor fi furtune. Aduceți-vă aminte, mi se pare că dumneavoastră m-ați întrebat, dar domnul Morar s-ar încadra în portretul robot? Un cititor, așa, un cititor. Eu am spus că da și pe urmă da, valuri ai. Fluvii de comentarii că Băsescu îl susține pe Morar la președinție. Deci m-am lecuit, nu mai spun nume, dar cred că oricare din aceștia doi, la care mai putem adăuga trei nume, ar avea șanse dacă se promovează începând cu iulie un singur candidat. Deci, atenție, ar mai fi și alte trei nume pe care vi le-aș da. Vă spun însă ce ar trebui să facă pentru a ști soluția de succes. Ar trebui să facă un studiu pe potențial de creștere. Ei, niciunul din ei acum, din candidații dreptei, din potențialii candidați, nu-l bate pe Victor Ponta. Dar pentru a depista soluția corectă, dincolo de situația la zi, unul are 12, altul are 18, altul are 32, altul are 15, trebuie făcut un studiu să vezi ce potențial de creștere are oricare dintre ei. Și s-ar putea să avem surpriza ca unul să aibă 24% în încredere acum, dar să aibă potențial de creștere până la 30%, cu care nu se câștigă alegerile, iar altul să aibă 12%
acum să aibă potențial de creștere până la 51. Sigur, ți se dă și o soluție. Cei care fac cercetarea îți spun 1, 2, 3, 4, 5 mesaje, acțiuni și acestea se ajustează în funcție de evoluție la fiecare 30 de zile. Eu am trăit o astfel de experiență. Cu un studiu, cu un astfel de studiu, în 2003, studiul se află în Modrogan 1 și acum nu cred că l-a aruncat nimeni pentru că adică e istoric. Da? Și pe un astfel de studiu mi s-a spus în vara anului 2003, ești singurul care are potențial de creștere să-l bată pe Adrian Năstase. În rest, nu există niciun alt politician în România. N-am crezut, doar conjunctura a făcut să ajung în postura de candidat și iată că s-a confirmat. Păi, acum, deci, spunând lucrurile acesta, dați apă la moră celor care spun că, de fapt, acel schimb între Teodor Strojan și dumneavoastră... Toată lumea e dispusă la speculații. Nu, nu s-a făcut deloc conștient. Eu n-am crezut în acel studiu. Îl vedeam atunci când mă vedeam și eu în raport cu Miliescu, cu Năstase, cu... N-aveam nimic. A zis niște cifre aici. Nu dau apă la moară nimănui. Nimeni nu o să creadă și s-a făcut scenariul acesta. Atunci a fost un abandon sincer, fără alte motivații al domnului Stolojan și o soluție de emergency care am fost eu. Dar revenind la subiect, asta deja e în istorie. Acum trebuie făcut acest studiu și poate că ar trebui declanșat imediat, a doua zi după terminarea europarlamentarilor, pentru că nu este timp să ridici un politician până la nivelul de a fi sigur că intră în turul 2 și a fi sigur că are șanse. Nimeni nu-ți poate garanta că poți să te duci să faci un jacuzzi la Vântul, poți să te duci neinspirat la Timișoara și pierzi alegerile prezidențiale, deși ești în pole position. Spuneați că mai aveți 2-3 nume. Da, deci nu mă limitez la cele două, mai sunt 2, 3, 4 nume care ar putea să fie un candidat valabil. Nu mă puneți să le pun, pentru că sigur o să-l uit pe un al cincilea și toată lumea o să supere. O să le dăm noi. Le-ați dat dumneavoastră pe cele două, dar mai sunt și alte nume. Mai sunt, o să apară în sondaj. Da, marea problemă este care dintre acești doi candidați, poate din 2, 5, 7, poate atinge 50%. Domnule președinte, se aud comentarii în ultima vreme, nu știu dacă le-ați auzit și dumneavoastră, că acest schimb de replici între dumneavoastră și Victor Ponta, premierul Victor Ponta, este de fapt un blat. Blat între ghilimele, nu neapărat o foaie semnată, nu neapărat o strângere de mână, poate nici verbalizat, dar că acest schimb de replici în care dumneavoastră intrați cu premierul vă ajută doar pe dumneavoastră și PMP-ul și PSD-ul. Că vă și potențează reciproc, că ați ocupat scena politică, cam asta e ideea. Dar nu obligă nimeni. Spre exemplu, oare cine a oprit alte partide? Eu nu spun nimic, nu spun deocamdată. Nu. Cine a oprit pe cineva să-l atace pe Victor Ponta pe declarația că el e comandant suprem, care nici nu există în Constituție? Am oprit eu pe cineva? Dar ați văzut pe cineva atacându-l pentru asemenea gogomanie? Cine i-a oprit să-l atace pentru mersul la Eurovision? Cine i-a oprit să-l atace pentru ridicola postură în care era în barcă și-l trăgeau jandarmii cu grade în apă de 20 de centimetri? Cine credeți că îi oprește? Îi oprește cineva? Teoria asta a mai fost când eram, să spunem, considerat, când eram președinte, dar mai ales când nu mai eram, dar eram considerat cel care influențează PDL-ul, se spunea, din cauza lui Băsescu nu crește niciun alt politician. Fraților, ne-am despărțit. Creșteți, le spun eu celor de la PDL. Uite, poate crește și Vasile Blaga și că Băsescu s-a dus să-i facă partid lui Udrea. O altă prostie fără margini, dar răutate. Că dacă iau femeile pe care le-am promovat în politică, Udrea este una din ele. Dar Ianca Boagiu, e Sulfina Barbu, e Roberta Anastase. De nu zic în politica mică, ci în politica mare. Raluca Turcan, pe care eu am forțat nota să fie
acceptată de liberal ca și candidat la Sibiu, pe Monica Macovei, pe Renate Weber. Eu le-am adus în politică. De unde până unde, dacă pe această listă este și Elena Udrea, a, Băsescu îi face partidul Udrea. Nu, eu vreau să fac un partid care să-și asume continuarea a ceea ce am făcut. S-ar putea să fie cea mai neplăcută moștenire pe care o las socialiștilor în, după ce îmi termin mandatul, adică un partid care să se bată cu ei. Da, așadar, spuneți din capul că nu există, nu, un plat, nu există o înțelegere între dumneavoastră și Victor Ponta. E o nebunie să mă vedeți pe mine înțeles într-un mod atât de mizerabil cu unul ca Victor Ponta. Cum să faci așa ceva? Dar și cei care schiaună că nu-i bagă televiziunile în seamă, trebuie să se uite și la ce declară ei. Te duci, vezi că stau în emisiuni de o oră și nu rezultă nimic de interes din discursul lor aplatizat. Îmi pare rău. Strategia de campanie este greșită. Așa, sau n-au cu cine face, pune în aplicare o strategie mai agresivă. Cu Victor Ponta, partidele de opoziție nu pot să fie cu mănuși. Pentru că el este extrem de agresiv și în vocabular și în abordări. Și și-a făcut un sistem cu presa, se duce de 5 ori pe zi în oraș, merge până la Parlament, îl așteaptă presa, dă declarații, iese de la Parlament, îl așteaptă presa, dă declarații, se duce la ministerul nu știu care, îl așteaptă presa, dă declarații, iese după o oră, dă declarații. Deci asta ar trebui sesizată de partidele de opoziție, să găsească mijloace de contracarare. Eu fac încă mult prea puțin. Eu nu pot permite să mă plimb și să mă duc de 5 ori să fac declarații. Ies și eu odată la 2 zile în declarația de la 8:30. S-au făcut glume cu acea declarație. Da, vine, se dă ora exactă, alții spun vine cucu. Da. Adică încerc să fac un echilibru, pentru că în lipsa unor lideri politice opoziției care să reacționeze pe măsura lui Victor Ponta, Victor Ponta ar fi singurul care ar fi în terenul acestor europarlamentare și cu direcția lor total deturnată, pentru că el e în campanie prezidențială. Dar vreau să vă mai fac o observație. Vreau să fac o observație. A început presa să se plângă de faptul că nu sunt dezbateri europene. Aș aminti presei că am încercat să lansez o listă de teme. În speranța... Chiar aici ați început la Adevăr. Da, dar am lansat-o de la Cotroceni într-o conferință de presă. Erau vreo 10 teme pe probleme care ne afectează în mod direct pe noi ca români. Mai mult decât atât, fundația a organizat dezbateri pe aceste teme. A fost acum vreo 2 săptămâni tema situația economică a României în contextul proiectului de intrare în zona euro. Foarte bine s-a desfășurat dezbaterea, am participat și eu și specialiști, interesul presiei a fost zero legat de ea. Am avut, nu ieri, alaltăieri, la Arad, în dezbatere organizată de fundație, agenda UE 2020, care vizează educație, locuri de muncă, problematica energetică și multe altele. Interesul a fost zero pentru această dezbatere. În schimb, dacă mă adresez lui Victor Ponta și el răspunde sau viceversa, toate televiziunile explodează. Cum televiziunile au căzut și în capcana pozelor cu PMP-ul pe piept, care a fost pusă pe un Facebook, au preluat-o și au făcut o publicitate incredibilă. Da, asta e viața. Nu puteți să spuneți că nu v-ați așteptat la asta. Cum? Nu puteți să spuneți că nu v-ați așteptat. Vă dau cuvântul meu de onoare că n-am știut, am aflat de la televizor că s-a postat pe Facebook. Mulțumim mult. Da? Și vă mai spun un lucru. Am aflat destul de repede pentru că reacția a fost imediată. Și pe urmă am sunat la împecinată să o întreb
ce ai făcut și a zis s-a dus. Mulțumim mult, domnule președinte, pentru prezența. Și eu vă mulțumesc mult. Vă mai așteptăm. Mulțumim și bloggerilor Adevărul care au interacționat cu președintele României în această zi. Mulțumim și cititorilor pentru numărul mare de comentarii pe care le-am avut. Sunt Liviu Iolu, vă mulțumesc că v-ați uitat la Adevărul Live. Dan Marinescu, mulțumesc de asemenea. Și eu vă mulțumesc mult. Thank you.